Atât ai doar vopseaua? Vopseaua de Ferrari costă cât o mașină nouă? 47.000 de euro doar ca să-ți alegi culoarea Ferrari-ului în 12 cilindri. Cu banii ăștia poți să-ți cumperi o mașină nouă și încă una destul de ok. De exemplu, o Tesla Model Y. La limită, dar o iei. Bine, cine are să dea 400.000 de euro pentru un Ferrari, mai exact 395.000 pentru cupe și 435.000 pentru Spider, nu se zgârcește la tărâțe. Sigur că e o vopsea specială în 21 de straturi. Dă roboțelul la o mână de vopsea, mai stau niște pictori cu pensula pe la colțuri, că la 47.000 de euro te aștept să-ți o vopsească genie. Mai ales că dacă ții o mașină de genul ăsta, o iei să fie pentru tine, nu ca orice mașină de serie. Îți alegi vopseaua, culoarea preșurilor, culoarea pielii de pe volan, jantele, mă, preocupări de oameni cu bani. Ei bine, toate customizările astea ajung să coste până la 100.000 de euro, bani pe care clienții Ferrari sunt dispuși să-i arunce pe masă, fără discuții, ca să aibă jucăria lor colorată după fanteziile proprii și meșteșugul Ferrari. Dacă intri pe site-ul lor, poți să te joci gratis acolo în configuratorul lor și să te uiți pe programele de personalizare tailor-made și special equipment. Uite, eu mi l-am făcut pe al meu așa. Acum n-are rost să-i deranjez să le trimit cererea mea și să-mi trimită înapoi oferta cu prețul, că banii nu sunt o problemă.